Emisiunea vă este oferită de SIXT, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Dragi fermieri, săptămâna aceasta ne-am deplasat în ferma domnului Laurențiu Baciu, un fermier cu ștate vechi din județul Bacău, dar și omul care s-a îngrijit de destinele agriculturii românești. Omul care reprezenta la nivel înalt pe fermieri. Domnule Baciu, agricultura românească nu mulțumește pe cel care trudește pământul. Oamenii încă sunt nemulțumiți, spun că Așteaptă promisiuni din partea guvernului privind despăgubirile pe secetă de anul trecut. Alții spun că nu urmează o linie bună, toată această politică. Dumneavoastră, ce părere aveți și cum comentați aceste lucruri? Din experiența pe care o am, ce vă pot spune e că așteptările nu ar să fie onorate niciodată. Ținând cont de niște realități, știți prea bine că o parte din subvenții, mă refer la cel la Neteu, era prins în buget, deci era bugetat la începutul anului și după cum ați văzut, atunci când a trebuit să fie dat la fermier, s-a redus la 40% din, din întreaga sumă. Cât despre calamități, nici vorbă, știți prea bine că orice plată trebuie să fie bugetată, ori atâta timp cât nici în proiectul Ministerului Agriculturii a bugetului nu era prinsă, toate știrile care apăreau sau toate promisiunile celor de la minister erau lipsite de adevăr. Deci la început s-a știut că nu, nu, nu se dau. Probabil și nu probabil, ci sigur, aici trebuia să se vadă mai, mai bine munca și presiunea celor care încă mai reprezintă fermierii, aici mă refer la mediul asociativ, care n-au făcut suficient sau n-au făcut demersurile necesare încât să-i determine pe cei de la guvern să acorde acea sumă la, pentru despăgubiri. Domnule Bașu, în circuitul nostru pe care îl facem des prin sară, ne-am întâlnit cu foarte mulți fermieri și mulți dintre aceștia spun, avem nevoie de politici coerente pe termen lung. Fermieri din toate sectoarele. Politici pe termen lung ca să putem să ne facem un plan de management. Sunteți de acord cu această poziția lor? Pentru o un business sigur și adevărat, asta e problema numărul unu, să-ți faci niște socoteli pe un termen lung. Dar, din păcate, ca să poți să faci așa ceva, ai trebuit să ai o bază, o bază legală, să știi că te axezi pe câteva legi care vor dăinuie peste ani. La noi ați văzut că se întâmplă lucruri foarte ciudate, dacă se schimbă guvernul din 6 în 6 luni, se schimbă și legislația tot din 6 luni. Acest lucru reclamau și ei, fiindcă politicul își bagă coada și se nu schimbă și o legislația da. din 6 din în 6 luni, ceea ce ne face, ca cel puțin pe cei care lucrăm în, în domeniul privat, să facem un business sălbatic. Uh, Incoerent și să mergem mai mult la mila Domnului. Cum o fi, așa vom, vom trăi și vom vedea. Uh, nu am văzut în cei 30 de ani nici un, uh, nicio strategie, nu spun pe 20 de ani, pe 50 de ani, pe 100 de ani, măcar pe cât e un mandat uh, al unui guvern, măcar pe un mandat de 4 ani. Nu am văzut o strategie la nivelul ministerului. Și strategia, ați văzut și dumneavoastră și v-ați convins, ține de cel care vine la conducerea ministerului și la politica care o are partidul respectiv față de sectorul agricol. De să înțeleg că sunt momente când un anumit partid este interesat de agricultură sau mai puțin interesat? Sau mai puțin interesat. Ca să... Dar cât reprezintă agricultura din PIB-ul României dacă acest sector s-ar prăbuși? În afara faptului că s-ar găsi, găsi mai uh, greu hrană pentru Dacă Dacă mă întrebați pe mine, cred că mai importantă decât uh, contribuția la, 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 PIB este siguranța alimentară. Se tot vorbește. este, este mult mai importantă decât contribuția agriculturii la, uh, la PIB. Vedeți, uh, dumneavoastră, ați văzut și acum la sfârșitul campaniei de recoltare a cerealilor, că s-au realizat nu știu câte producții, s-a făcut, s-a adres, bun. Am înțeles, uh, am înțeles lucrul ăsta și am trăit, practic, ceea ce s-a întâmplat în toată țara s-a întâmplat și la mine în fermă. Deci știu despre ce, ce, vorbesc, dar explicația pe care nu am înțeles-o, credeți-mă, a ministrului, în care se spună că uh, prețul pâinii în România depinde de prețul pieții mondiale a cerealilor. Iertați-mă, domnule ministru, dar de aici se vede că măcar n-ați cultivat un hectar de grâu vreodată, pentru că prețul cerealilor s-a dus nu datorită creșterii prețurilor de către producători agricoli, ci prețul s-a dus datorită creșterii prețurilor la imputuri. La imputuri care nu le mai produce agentul economic din agricultură. Deci vin din toată lumea, de unde vin, cu prețuri crescute zi de zi, cu motiv sau fără motiv, de cele mai multe ori pot să spun artificiale. Sectorul de irigații este un subiect sensibil. Fermierii de peste 21-22 de ani așteaptă ca cineva să ia o măsură și să avem Apă pe canale, știm că vremea este capricioasă, există schimbări climatice, temperaturi mult prea ridicate, frig până în luna iunie, chiar și mai mult. Ce este de făcut? Sistemul de irigație rămâne, cred că, doar o dorință nesatisfăcută. Dar foarte multe promisiuni se fac de Dar... la guvernare la guvernare, să știți, Bun, domnule Baciu. Păi, așa, nu știu când să mai, știu, ori mai judeca și cei care le fac promisiuni ca să, 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 realizeze că sunt numai minciuni. Domnilor, însă și materialul care a fost făcut pentru planul ăla de rev, 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 pere, rev, ăla, n-a ținut cont de niște realități. Știți prea bine că cei de la Comisia Europeană și în special Bruselul, se axează la cam toți banii care îi bagă în ultima vreme în, în domeniul respectiv, se axează către mediu. Ori în înțelegerea, dacă și Ministrul Agriculturii înțelegea că aduce apa dintr-un loc unde e, într-un loc unde nu e, e o măsură de mediu pentru protejarea faunei și florii din zona respectivă, dacă înțelegea și dânsii își făceau un material pe, pe, pe tema asta, probabil, și nu probabil, ci sigur, primeau niște bani și nu mai erau trimiși acasă ca niște copii de aia cu lecția neînvățată și care sunt în, în prag de repetenții. Cam asta s-a întâmplat. Dar cum? Avem o boală, după 90, punem în, în, în posturi cheie, în posturi de decizii, numai oameni să avem la număr, fără să ținem cont de pregătirea profesională, de experiența în domeniul respectiv, uitați ce se, se întâmplă. Am făcut și dân și un plan, fără să țină cont de nicio realitate, ce o zic, hai că merge tot la șmecherie, cum au mai mers și altele, uite că de data asta n-a mai mers și am rămas fără bani la irigații. vedeți că vremea e din ce în ce mai ciudată, nu mai știi când e vară, când e iarnă, când uh, eram în luna iunie și încă mai aveam uh, două bluze pe mine. Uh, temperaturile din august, iulie, atât 40 de grade, 35-40 regulat. Uh, deci s-au uscat culturile în câmp, deci a o secetă atmosferică pur și simplu acele plante s-au prăjit, parcă stăteau în fața cuptorului. Era normal să se întâmple așa ceva. Nimeni nu ia nicio măsură. Nu ia nicio măsură pentru că nimeni nu poate să fie alertat de această situație pentru că nu pricepe. Nu pricepe. Și vorba unui ministru care a fost două mandate, două mandate, rețineți ca să vedeți pe cine îi punem în fruntea ministerului, nu avea nimic comun cu agricultura, Ăla chiar că nu avea nimic comun cu o muncă agricultură, dar a fost două mandate că acolo l-a trimis partidul. L-am auzit odată la o întâlnire chiar în județ la mine, în care a zis pe mine nu mă interesează producția agricultura României, atâta timp cât am galantarele pline. Am reprodus textual. Și pentru meritele astea, că așa gândea despre agricultura României, a avut două mandate de ministru. Acui bine, mersi, stă undeva la umbră și câștigă foarte bine. Cam asta se întâmplă, asta e o tragedie, când practic nu reușim din omanul ăsta de, de, de oameni foarte bine pregătiți, pe care are România, nu găsim să punem un om sau o echipă de oameni profesioniști care să poată să uh, conducă un, un sector atât de important. Gădiți-vă că uh, dacă se mai întâmplă ce se întâmplă cu atâtea calamități cu atâtea nenorociri, ce bogați vor fi aia sau ce bine vor trăi aia care vor avea. Uh, alimente, vor avea de mâncare. Și dacă tot uh, vorbeam de galantare pline, majoritatea alimentelor care uh, ajung în galantarele din România provin din străinătate. Fermierul român cu greu uh, poate să își vândă marfa într-un magazin autorizat și sau într-un supermarket. Aici e o poveste mai lungă și credeți-mă că chiar personal am lucrat la așa ceva, la acea lege cu 51 produs românesc. am trebuit să mă cert cu toate forțele care se opuneau și nu erau puțini și ceea ce vă aflați acum, că n-am spus-o până acum, cei mai mulți care se opuneau erau români. Românii? Da. Români. Ei de a ieșit acea lege, a ieșit, n-au ieșit normele nici acum, după care am înțeles că s-a renunțat la ea, dar, pentru că noi suntem umili, suntem ușor de cumpărat, dacă ne vine unul și ne dă o, o tigaie de mașină cu de 500 de euro, îi facilităm nu știu câte milioane de euro și trebuie să spunem un pe nume că ăștia sunt cei care sunt puși în posturi cheie, de decizii, care n-au experiență, n-au făcut nimic în viața lor, n-au nimic în spatele lor, n-au ce va arăta. Eu când îi văd pe unii că au, au, bă, ăla e deputat, dar ce-ai făcut? N-ai făcut, n-am auzit de tine, eu nu te-am văzut nicăieri, nici măcar nu te-am văzut că merge la servici, că mulți n-au servici, de-aia să-și caute să duc în politică. Școlile din cele mai, mai, mai precare, dacă se spune așa, când, când ei la întrebări, și ajung și fac legi pentru tine și vrei să funcționeze țara. Cum să funcționeze cu oameni așa lipsiți de experiență? Învățământul agricol, iar uh, un cartof fierbinte pentru... Un cartof fierbinte care se discută de 30 de ani, după ce, uh, timp de vreo 10 ani de zile, uh, s-au dus lupte crâncine pentru distrugerea învățământului agricol, după aia a venit o sursă pentru prostime de a-i asigura că dacă ajung eu la putere, introducem din nou învățământul agricol. Lucru care nu s-a mai întâmplat și, credeți-mă, că unul ca mine, ca de 30 de ani, știe toată istoria asta, nu mai am nicio siguranță că se va întâmpla vreodată. L-am auzit odată pe ministru că el chiar crede că are învățământ în, în România vă, vă, vă agricol cine o fi suflat, și ăla știa la fel de bine ca și ministru, și a scos păsărica asta pe, pe... Ori, din câte licei știu eu agricole și știu câteva, cel puțin în zona în care îmi desfășoară activitatea, nu mai e niciunul. Sunt închise sau s-au reprofilat. Termin liceul ăla, n-ai nicio specializare, n-ai nimic, Bă, da, mai chinui încă patru ani. În la primul scoană, rând, de lipsea și baza materială, acum deci? factor, Multe licee lucrau pe acele U-650. Nu, nu, nu. No. Deci, credeți-mă că, credeți că dacă am participat la toate discuțiile, știu de, de, ce propuneri au fost făcute. Erau dealerii de, de utilaje agricole care voiau o colaborare. Deci, era o colaborare în... în în mai multe instituții, uh, dealerii de utilaje agricole, uh, noi fermierii, așa, care să le asigurăm uh, practica necesară, ce să le pună la dispoziție utilajele necesare, deci materialul didactic uh, era ușor de, de, de procurat, ca să nu mai zic că uh, dacă o luăm la nivel național și câți bani se duc pe apa sâmbete, nici nu era un efort prea mare pentru Guvernul României, dar așa asta e. Cred că s-a vrut ca acest sector să se închidă și de ce nu Cam să... Cam multe alte. Da. Domnule Boaciu, vreau să vorbim și de producțiile de anul acesta, în încheiere. Cum a fost producția de grâu, orz, rapiță? Ce vă pot spune e că nu au fost pe măsură așteptărilor. Vă de asta... ce a afectat cultura? Uh, și asta a datorit uh, tot factorilor climatici. Dacă de data asta n-au suferit de apă, au suferit de temperatură. Știți prea bine că, cel puțin în zona în care mă aflu, au fost cu minus noaptea până undeva, până pe 10 mai. Timp în care câteva specii, cum ar fi rapița, spre exemplu, eram plin înflorit și au avortat foarte multe flori, astfel producția n-a fost chiar mulțumitoare. Nici orzul n-a stat mai bine. Pot să spun că mai bine a stat greul. Față de toate celelalte culturi, greu a stat ceva mai, mai binișor. N-aș putea spune că a răspuns la investiția făcută, dar oricum a fost o producție bună, dacă ținem cont de condițiile în care s-a dezvoltat. Și chiar de calitate, în afară de faptul că a fost o producție bunișoară și de calitate bună, mai ales pentru panificații. În rest, porumbul și floarea, Vorbesc de culturile mari, așa, cu, în zona în care îmi desfășor activitatea, cu câteva excepții, producțiile sunt mulțumitoare, nici aici nu, nu pot să spun că s-ar depăși un prag, datorită de data asta temperaturilor prea mari din luna iulie și august, temperaturilor prea mari care Uh, cel puțin la cultura porumbului s-a cunoscut, adică chiar sunt efecte serioase și a diminuat uh, cu câteva procente bunișoare uh, producția de porumb. Floarea soarelui stă puțin mai, uh, mai binișor, dar, uh, cum spunem noi agricultorii, mai e mult până departe, uh, mai sunt în zonă cam în jur de două săptămâni să intrăm la floarea soarelui, de vreo lună și la porumb. Așa că încă mai avem de așteptat să vedem care este producția reală. Prețul? Mulțumitor? Prețurile, da, pe piață au fost mulțumitoare, dar o să vă dau ră, răspunsul, ci i l-am dat și unui prieten acum două săptămâni, când a zis, da, da, ai avut prețul mare. Da, mă, așa, prețul a fost mare, dar eu n-am avut ce vinde, că am avut producția mică. Deci, la ce m-a pe mine că prețul a fost, dacă eu n-am avut producția bună. În mass media a apărut informația că România a înregistrat cea mai mare producție de grâu din ultimii 10 ani. Vi se pare corectă? Chiar că nici nu mai are importanță dacă e cea mai mare sau cea mai mică. Poate mai mare decât anul trecut. Ei ziceau 10 ani și pe mine m-a surprins. Dar dacă mă întrebați pe mine, nu știu dacă e chiar așa. Bine ar fi să fii, dar iar nu ne cu nimic, atâta timp cât noi am produs doar materie primă, deci nu am produs, să spun, o valoare adăugată extraordinară și ne-am autodepășit, alții vor beneficia de acea uh, valoare adăugată, cei care uh, din materia prima noastră reușesc să facă produsul finit, pe care o să-l găsești pe piațele românești, dar nu fabricat în România. Din păcate. Pentru că iar încă o, o, ceea ce înseamnă industria alimentară, iar o pată pe, pe, pe conducerile care le-am avut de 30 de ani, în care au distrus industria alimentară, sau dacă n-au distrus-o, au, distrus au neglijat-o, ca să fim mai clari, și astfel ne-a venit mai ușor să importăm, bineînțeles, pe alți bani, mult mai... Uh, nici nu ne-am dezvoltat locuri de muncă, adică am pierdut în foarte multe, sau sunt foarte multe segmente în care noi am, uh, am pierdut. Lipsa forței, adică forța de muncă, n am distrus-o. Uh, nu s-a realizat plus valoare în, în România. Dacă s-a realizat, fiți sigur că și prețurile erau mult mai mici, deci și nivelul de trai era cu totul altul. Uh, sunt multe nu s-a interesat nimeni, nu l-a durut. Vedeți că ei sunt într-o... Da, toți de 30 de ani n-am văzut altceva decât scandal și sunt într-o luptă continuă pentru... Nu știu pentru ce... Nici ei nu știu. Cred că nici ei nu știu și uitați că ne-au adus acolo unde ne-au adus, deși posibilități, mai ales în agricultură, sunt posibilități extraordinar de mari. Are un potențial agricultura extraordinar de mare, dar, din păcate... E prost gestionat. Unii sunt acele depozite de legume și fructe. Ca ați văzut că magazinele românești stau pe marginea șanțului, își aruncă producătorii produsele. Da? Trebuia un program cu depozite frig, cu încurajarea celor care se ocupă de achiziționare. Domnul Baciu, apropo de încurajare, în zona dumneavoastră până să ajungem aici, am întâlnit un fermier întors din Italia împreună cu cei doi fiari săi. S-au apucat de creșterea vacilor Angus și a deschis un punct de lucru și culmea, aici este. După ce îl pune la punct, cheamă autoritățile să fie autorizat și tocmai cei care ar trebui să îi strângă mâna să spună bravo, te-ai întors în țară și vrei să faci ceva, îi pun piedică. Cunosc cazul, chiar îl știu foarte bine, au fost băieții și pe la mine, cereau sfaturi. Ce sfaturi pot să-i dau? Atâta timp cât DSV-ul au alte legi decât... Și atunci cele... cum vorbim? Încurajăm pe cine? Așa. Cunosc, i-am apreciat și eu pe oamenii respectivi când au văzut, chiar, chiar au muncit dar toți, efectiv fizic, toți trei, cu taică -so, uh, au luat, au uh, îmbunătățit niște suprafețe pe acolo, au cultivat. Uh, au investit. Doamne, au investit. Uh, și am văzut acum vreo două luni de zile, a trecut taică -so pe la mine și era foarte dezamăgit de, de tot ceea ce a făcut până acum și, trebuie să spun, își căuta și mă întreba pe mine cam de ce s-ar mai putea ocupa. Deci practic ar, ar vrea să renunțe după ce a investit atât în, în acest sector. Ar vrea să renunțe pentru că uh, mergem în pierdere. Și credeți-mă că știu ce vorbesc, l-am văzut, uh, m-a dat valoare niște terenuri accidentate pe acolo, le-a luat, le-a curățat, le-a însămânțat, uh, chiar a vrut să facă uh, treabă. Din păcate știți prea bine Uh, cel mai pedepsit, uh, adică, cum să zic eu, nu, nu poți face nimic, nu poți lua nicio inițiativă fără să fii pedepsit. Hai. Doamnelor și domnilor, atât din ferma domnului Laurențiu Baciu, timp de 24 de minute am des despicat uh, spicul în patru, ca să spunem așa. Am vorbit și de bune și de rele despre agricultura românească. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Să ne auzim cu bine! Emisiunea vă este oferită de SIXT, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.